Bună dimineața, eu tocmai ce am dat-o pe Alexa la grădiniță. Am mai stat un pic pe telefon, o jumătate de oră în pat și acum mă duc să fac cafeaua, să-l trezesc pe Cosmin, că trebuie să plece la lucru. Dar mă duc să-i fac cafeaua înainte și m-am gândit să încep vlogul. Las cheile, Didi. Cheile. Nu, dar e prima ta lui scursă. Da. Hai. Eu ți-am spus să te vede redit numai. Ei, las. E important că Te-am e mai cald. băgat și pe vlog. E cald de acolo. Dă-i pupul, tati. Pleacă. Adu telefonul, tata. Ne dă pup. Adu telefonul, tati. Să nu merge asta, nu știu ce avea. Cum e acolo, tati? După piernă, pe patul ăsta. Adu telefonul, Didi. Du-te pe pat, e pe pat. Adu-te pe pat. Uite, Didi, era acolo. Pa. Pa. Pa, tati. Ați fost aici, bebe. Pa. Pa. Spor la lucru. Hai să facem papa, să păpăm. Foarte multe persoane mă întreabă despre acest aparat de făcut cafea, dacă este bun, cât am dat pe el și tot felul de lucruri, dacă nu e complicat. E foarte bun aparatul. Eu l-am luat de la Lidl acum vreo, nu știu, 3 luni, 4, cam așa, 3 luni cred că. De fapt l-a luat Cosmin, eu eram în spital cu Alexia și el a fost la Lidl și l-a văzut și l-a cumpărat. O dat pe el, cred că în jur de 260-270 de euro. Cam așa. Cred. Sper să nu greșesc, ca să-l întreb și vă las pe ecran exact cât o dat pe el. Este un aparat foarte bun. Face o cafea foarte bună. Ce mă enervează pe mine la el este culoarea. Este negru și imediat se vede orice fir de praf sau strop de apă. Tot se vede pe el. Dacă îl șterg cu șervețele, cu orice îl șterg, tot se vede scame și praf. În rest, e foarte bun. Aici are de făcut espresso, cafea, apă fierbinte. Aici face spumă. Laptele îl face spumă. Aici selectez mai slab, mai tare cafeaua, mai mare, mai mică. Aici îți indică când nu ai apă, când trebuie curățat. Chiar îl recomand. E de la Philips. Ce faci acolo? Ce faci acolo? Dai cu aspiratorul? Da. Hai, fă curat. Auleu. Fă curat. Ale? La fizioterapie. Asta e Didi? Da, e geaca lui Didi. Ați făcut curățul să-i adorpim? Hm? Ați făcut curățul?
Aoleo, nu știu ce limbă vorbești. Poți cu locuiește în limba? Didi, dar tu nu vorbești limba română? Da. Da? Ești foarte rapidă. Așa. Babă. E greu. Așa. Babă. Așa. Babă. Bravo. Măi, gata, ai întins cablul la maxim. Babă, babă. Aici am niște papuși, trebuie să mă duc să-i pun la uscat. Mama. I-am spălat. Mama, tocmai ce m-a sunat cu Cosmin, am luat-o pe Alexia de la grădiniță. Și Alexia merge și cu eu apă. Am observat din miercuri, când am venit acasă, că mergea un pic și cu apă să scăpa de piciorul stâng și merge foarte rău cu piciorul stâng. Cred că s-a lovit undeva, mami, la genunchi. Mami, poate duci? Am întrebat la grădiniță miercuri seara când a fost, dacă Alexia a căzut la grădiniță. Mi-a spus că nu a căzut la grădiniță, nu a văzut-o să cadă, nu a plâns la grădiniță absolut deloc. Și mă gândesc că s-a lovit la când a fost în grijă la domnișoara respectivă. Ce? Nu a avut grijă de ea, cred că, ca lumea. Cu siguranță. Acum s-a dus la fizioterapie, că avea programarea și poate îi dă și femeia respectivă un sfat lui Cosmin. Doamna de la fizioterapie știe mai bine că e în domeniu. Însă tare supărat, așa că nu trebuia să o las pe Alexia cu femeia respectivă. E o fată, că e mai tânără ca mine, are 21 de ani. Și nu a avut grijă de ea cum trebuie. Cred. De mâncare am făcut niște carne. Rochetele astea din cartofi, înăuntru are un cașcaval și bacon. Eu o să mănânc doar rochete, lui Cosmin am făcut carne, pentru că el nu mănâncă din astea, nu mănâncă. Astăzi este sâmbătă, iar eu m-am apucat deja de mâncare. E 11. Mama? Aici am pus să fac o mâncărică de cartofi. Cu multe legume. Da, mami. Punem înapoi. Iar aici am tăiat o bucată de ceafă de porc. O pun într-o tavă și o bag la cuptor. Tini, tini! A venit tati acasă. Am apărut. Am apărut, tati. Hai, la tati. Hai, repede. Hai. Du-te la tati. Hai, fugă. Hai, fugă la tati. Bravo, fiul meu. Unde are? Bomboane. Bomboane? Ce-ai să-i descalță, tata și-ți dă, da? Ai adus bomboane în buzunar? Păi asta vrea, ea de asta vrea. Bomboane, bomboane. Caută-l în buzunar. Stai să-i descalță, tata și-ți dă bomboane, da? Da. You know it's way too late. Regretting all mistakes. You got so head over heels crazy. Mănânci acolo, Didi. Hai și mi-arată. Tic-tac. Hai și mi-arată, vezi și mănânci. Vine și mi-arată. Haide și mi-arată. Tati, ți-o dat? Da. Rău au făcut. De ce? Ce? De ce am făcut? Nu trebuie să-i dai bine. Nu. Aaaa, zi-te-le!
nu v-am mai spus despre Alexia, despre picior, dacă își căpătează și dacă o doare. Când a venit acasă nu mai avea absolut nimic, nici la grădiniță. Are momente în care se scapă de picior și după aia își căpătează. Dar imediat își revine, într-un minut, două își revine. Nu știu de ce are așa, habar nu am. Vrei apă? Acum. Cosmin s-a dus să spele mașina, să mai cumpere câteva lucruri ce aveam nevoie. Pampers, șervețele. Da, mami. Eu am terminat mâncarea. Mă duc să fac curățenie în baie. Și gata, după aia stăm. Ce faci, iubirea mea, Alexia? Iubirea mea, Alexia, ce faci? Bine, mama? Hai. Hai sus. Căpsa. Unde mergem? Ne plimbăm? Nu mai arunca așa piciorul, cred că de asta te doare. Tot timpul e suplicată la genunchi. La piciorul ăla. Timpul sunt învârtirată. Am amețit cât m-ai învârtit. Am amețit! Aici am întins haine. Am întins o mașină. Acolo am de împachetat. Încă o mașină care spală acum trebuie să o întind pe aia și trebuie să mai bag și încă o mașină. Deci mai am două mașini de întins și am terminat cu hainele. Au venit și Cosmin. A cumpărat scutecii lui Alexia. Trei boxuri. Șervețele umide. Sunt foarte bune șervețelele astea de la Baby Dream. Eu doar pe astea le folosesc de foarte mult timp. I-am spus să-mi cumpere câteva lumânări parfumate. Sunt cu mere astea. Oh, foarte fain miroase. Vreau să le aprind. Și mi-a luat cif. Deci nu pot să cred cât cif mi-a luat. Eu i-am spus să-mi iau o sticluță de cif. Și eu tot timpul mă plâng la el că nu am cif. Iar s-o terminat ciful. Nu știu, cumpăr cif, iar s-o terminat ciful. Și ia uitați câte sticle mi-au luat. Deci, ca să am 5 sticle de cef. O să-mi ajung de data asta. O bucată bună de timp. Dar eu spăl și aragazul, și chiuveta, și oalele. O grămadă spăl cu cef. I-am spus să mai încumpere bombe de baie. Mi-a cumpărat 2 bombe de baie. Ce bine miroase. Astea sunt cu smeură. Foarte bine miroase. Și încă una cu... tot cu smeură. Nici nu știa cum arată. Am avut și Stasi, explic cum arată. Dar miroase atât de bine. Aoleu, ce bine miroase. Diseară vreau să am puțin timp pentru mine, să-mi fac o baie, să pun apă în cadă, să pun această bombă de baie, să-mi fac și o baie, să mă epilez, să mă pensez. Sper totuși să reușesc. Iar aici o intra până la turci, la magazinul turcesc. Și o luat baclava. Îmi place foarte mult, văd că e de două feluri. Am luat o cutie de suc din mai multe vitamine, din mai multe fructe și am spus să-mi cumpere o pungă de grăunțe pentru popcorn. Vreau să fac diseară popcorn și atât. Astea sunt cumpărăturile care le-au făcut. Am pus baterii noi la instalațiile astea. Și Alexia tare fascinată de ele. Stă și se uită la ele. Da. Ia. Ia zi, te vezi, mă, bine. Îți place? Da? Mașina de spălat merge. Ultima mașină. Nu mai am de păcat, gata. Mai am din tins alea. Aici am aprins o lumânare parfumată. Și o fac curat în baie. M-am apucat de curățenie în baie.
So your tea has been running like a waterfall. Thought the stars would never let you down. And you keep on thinking you could save yourself. But that's love, that's just love. You should know some things will hurt. Am pregătit hainele la fete să le fac băiță. Am scos pijamalele cu Moș Crăciun. Să le îmbrac cu ele. Am dat drumul la apă. Au fost sormea la noi cu fetele. După ce am o plecat, am dat din nou cu aspiratorul, am făcut curat. Și acum să le fac bai la fete. Să le pun la somn. No matter what you think, you'll never ever get enough of love. Le-am făcut baie la fete, la amândouă. Acum aștept să adorm Adelina, să mă duc și să fac și eu baie, pentru că altfel nu pot. Intră după mine în baie, trebuie să asiste și ea dacă lucrează. Așa că prefer să o adorm înainte. Ele acum sunt foarte. Ce mi-arăți? Alexia mea! Ce? Da. Blondinilor. Ce? Bravo, Didi! Se duce jos! Nu! Ușor, ușor, ușor! Ușor! Bravo! Se jos! Să mai ajungă să pună! Hai! Îl dai jos, puiul meu! Puiul meu, îl dai jos! Te ia pică, da! O să-ți azi niște cuvinte care prima dată le-am auzit. Ia pică, ai apărut, nu le-am auzit până acum. Didi face, da? Nu mai ajunge Didi, că e mică. Mamă, hai. Nu mai ajunge Didi. Îl dai jos, puiu. Stai. Na. Stai că nu știi ce face Alexia acum, e bătării. Bravo! 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 Na, puiu! Aici! Aici! Dar pe asta le caut, simplu. Stai așa? Aaa, te l-a strucat, tati! Da, mama, de acolo, că faci gălăzii, mă găsim de la ochi, acușa. Hours from dawn as I'm driving at night, waiting to get somewhere. What can go wrong when we say it out right? I really wish you were here. People seem to know just where they're heading, while you and I just feel like we're pretending. I can't do it on my own. When I'm this far away from home, won't you tell me something good? Won't you tell me something good? As I think of you and I, there's too much gonna pass us by if we don't talk like we should. Won't you tell me something good? Am făcut și eu baie, am reușit. M-a
m-am relaxat așa, am stat vreo 20 minute, cred, în cadă. Și atât de bine noi. Chiar o să fac lucrul ăsta, cred că nu în fiecare săptămână. O să găsesc timp pentru mine și o să fac o baie așa. M-am spălat pe dinți, mi-am uscat părul și acum mă curăț la față. Acum îmi curăț și fața. După aia mă duc să fac niște popcorn și mă bag în pat și intru la televizor. Fetele dorm amândouă. Și gata ziua de astăzi. Gata. Mi-am spălat și fața. Acum mă duc la bucătărie să fac popcorn și să nu uităm la televizor. Tell me something good. Won't you tell me something good?